Elena Andreea face declarații în alta curte de casație. Foarte frumos, s-a arătat foarte bine. Da, vă mulțumesc foarte mult. Mă simt ca un om care trece printr-o experiență unică. Și încerc să mă bucur cât mai mult de această perioadă pe care, vrând nevrând, sunt obligată să o traversez. Foarte multe flori, mă bucur foarte mult că oamenii, foarte mulți oameni sunt alături de mine, neașteptat de mult. Și ca să fac așa o glumă, sunt uimită să văd câtă lume are curaj să-mi dea telefon pe numărul meu obișnuit de telefon. Asta înseamnă că oamenii cred totuși în democrație în România. Sunt sute de mesaje care au venit de dimineață și asta a fost o surpriză. Mă așteptam cu oamenii să fie reținuți în a-mi da mesaje pe un telefon pe care toată lumea presupune monitorizat. Deci, va fi domnul președinte Traian Băsescu să vă ureze la mulți ani astăzi? Nu s-a întâmplat. Păi, este abia ora două sau cât o fi, dar unu și jumătate. Dar din politică cineva va fi? N-am cum să ies în oraș. Sunt obligată să stau acasă. Nu, cea mai mare bucurie este să pot să stau acasă în liniște în perioada aceasta. Este suficient. Mă gândesc că ar fi fost probabil mult mai rău dacă aș fi fost în penitenciar astăzi de ziua mea. Dar se pare că Dumnezeu a pus să fiu acasă. Elena Băsescu, vă mulțumesc. Foarte multe flori. Vă mulțumesc. Elena Băsescu. Hai, la ieșire, mă rog, la ieșire. Vă bate asta. Elena Vudrea a fost din nou la Curtea Supremă astăzi. Spune că a primit foarte multe felicitări și a primit foarte multe flori. Astăzi, după cum știți, Sfinții Împărați Constantin și Elena. Arată bine, arată bine Elena Udrea, se vede că face sport, face mișcare, o fată drăguță, simpatică, dar trebuie să răspunde și pentru faptele ei și să le clarifice în procesul merge înainte, haideți să mai ascultăm. Dar doar două săptămâni de când mi s-a dat arestul la domiciliu. Dar dacă vă doriți să se schimbe, înseamnă că nu vă așteptați să fiți condamnată. Evident că nu mă aștept. Vă evident doriți că nu. Judiciar cu ocupare de arest la domiciliu? Eu cred că este firesc să-ți dorești să fii în libertate și cred că oricine ar trebui să fie judecat în stare de libertate și nu în arest preventiv, arest domiciliu sau sub altă formă, dar la acest moment, așa cum spuneam, este important că pot să stau acasă în această zi, mai bine decât să fi fost arestată în penitenciar. Mă ajută foarte mult să-mi studiez și voluminosul dosar pe care l-am. Deci, de ziua nu, recunosc că nu asta, nu citesc foarte mult. O să vă recomand niște cărți care cred că ar ajuta pe foarte multă lume. Vă recomand, spre exemplu, călugărul care și-a vândut Ferrari-ul. Cum ați plănuit să vă petreceți astăzi ziua? Veți poate ceva la vânzare? Deocamdată sunt în perioada în care acumulez foarte mult, spiritual, desigur, nu altfel. Dacă tot a fost dat să trec în această experiență, cred că nimeni nu e întâmplător, așa a fost să fie și mă bucur foarte mult de toate lucrurile care mi se întâmplă în aceste zile, în mod uimitor, probabil. Dar așa am trăiesc toate aceste experiențe cu la domiciliu. Că a mai venit, dar fiind de fericire, rău și-a fost. Elena, vă spun, s-a sunat-o de ziua aceea?